Renato Usată i-a spus-o franc, deschis, tranșant, că o prioritate absolută pentru președintele Renato Usatăi va fi dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. La fel de important pentru președintele Usatăi va fi elaborarea unui plan de modernizare a economiei naționale cu implicarea experților din țară și din străinătate, în paralel revitalizarea învățământului tehnico-profesional, pentru că atrage investiții, dar nu avem forță de muncă calificată. Totuși, important pentru Renato Usată este disființarea, lichidarea administrațiilor raionale, cei instituții care consumă aiurea sute de milioane de lei, bani public, dar nu sunt de folos pentru societate. Cu asta va începe, domnul Usată. Lista priorităților, deci, da. Din programul electoral.